Astăzi o să testăm câteva secrete pe care nu vi le-am arătat până acum legat de Tesla. Înainte să începem, nu uitați de acolo pe butonul drag dacă vreți să mai vedeți content cu Tesla. Mi-a șerut o grămadă să mai facem videoclipuri, așa că astăzi o să arătăm câteva secrete pe care cel mai probabil nu le știați legat de mașină. Așa că fără să mai stăm la discuții, haideți să începem cu primul secret. Primul secret pe care l-am văzut pe internet legat de mașină și nu-l știam este legat de niște comenzi pe care le pot spune și vedem acum dacă funcționează sau nu. Deci, prima comandă ar fi pe una pe care deja o știu. Open butthole. Practic, port de încărcare deschis. Mi s-a deschis portul de încărcare. Practic, deschide gaura fundului și se deschide portul de încărcare. Hai să mai încercăm încă o comandă. Închidem portul de încărcare de aici. Și următoarea ar fi My foot sting. Se activează aerisiri planșeu. Deci, practic, acum mi s-a activat aerisirea la picioare. Tocmai am spus că îmi put picioarele și, practic, Tesla a dat drumul la aerisire la picioare, ca să nu mai miroasă picioarele. Și mai am încă una, tot la fel amuzantă. My balls are cold. Nivel sistem încălzesc ca un șofer mărit. Și acum mi-a dat drumul la încălzirea în scaun mai tare decât era până acum. Hai să vedem dacă chiar l-a dat drumul. Uite, chiar a mărit o treaptă și cred că de fiecare dată când o să zic o să mărească mai mult o treaptă la scaun. Mi se pare amuzant că poți să spui că am coaiele reci și practic îți dă drumul la încălzirea în scaun. Următoarea secret se află fix la aceste capace pe care le avem pe mașină. Aceste capace practic ascund jante de desubt, sunt destul de dubioase. De când fac content cu Tesla, mulți în comentarii mi-au spus: Andrei, de ce nu dai jos capacele că arată mai mișto mașina? Ei bine, astăzi o să decidem treaba asta. Practic aceste capace vin pe mașină pentru că mă ajută să câștig autonomie. În principal îmi salvează cam vreo 10% din autonomie și dacă o să le scot, teoretic aș avea o autonomie mai mică. Hai să vedem dacă reușesc să scot capacele astea. Astăzi, după aproape un an de când am mașina, o să vreau să scot să văd cum arată fără capacele astea aero deloc. O, așa, am scos în partea asta. Trebuie să avem foarte mare grijă că nu vrem să rupem, că dacă rupem capacul ăsta, nu e deloc bine. Și e foarte greu, se scoate greu, asta e un minus, nu e ca la orice capac. Trebuie să am grijă cum îl trag. Eu nu vreau să trag tare că s-ar putea să rămân cu el în mână. Asta mi-e doar atâta, mie să nu se rupă. Oh. Am reușit într-un final și e întreg. Mamă, cum arată! Bine, dacă aș fi curățat janta înainte, probabil ar fi arătat mai bine. Dar o să încercăm să vedem cum o să arate cu aceste wheel cap-uri, se numesc. Urmează acum să scot capacele la fiecare roată și să vedem cum arată. Le cu tot cu mașina, aoleu! Oh. Oh. One eternity later. Să-mi bat piciorul. Doamne, cum se ține aici. Doamne, cât de greu e să scoți așa ceva de la mașină. Că poate prin mișcare. Oh! Și așa arată mașina fără capace. Accesoriile astea le-am cumpărat acum jumătate de an pentru că știam că o să vreau să fac treaba asta odată. Astăzi a venit clipa să le folosim. Cam așa arată. Frumos. O să punem și astea, niște capace, ca să arate mai frumos. Rezultatul final, cam așa arată roata. Vă pun acum o poză pe ecran să-mi spuneți dacă preferați cu sau fără capace. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii, aceasta este întrebarea episodului și să trecem la următorul secret. Înainte să trecem la următorul secret, dați și voi acolo pe butonul de subscribe, că 60% dintre voi nu sunteți abonați și vă uitați la content cu Tesla. Am revenit în mașină să testăm următorul secret. Practic, ce se întâmplă dacă dăm restart la mașină în timp ce mergem cu ea? Așa, dăm în drive. Închidem ușa. În caz că nu știați cum se dă restart la o Tesla, practic trebuie să țineți apăsat pe cele două butoane de pe volan și la un moment dat se va închide ecranul. Și o să mergem în timp ce facem asta. Să vedem ce se întâmplă. Mamă, e greu să ții pe butoane în același timp și să și merg. Să vedem dacă se dă restart sau nu la mașină. Eu încă... Opa! S-a închis ecranul și uite, totuși merge ventilația. Merge și accelerația. Semnalul nu funcționează. Sau poate funcționează, dar nu se aude. Ăsta e un lucru, adică uite, dau acum semnal, nu funcționează. Ștergătoarele funcționează.
dar semnalul nu funcționează și acum practic se dă restart la mașină, dar tot putem să o conducem. Asta e destul de smart, adică dacă ți se blochează mașina, asta nu e un impediment, că unii mai se panichează. Băi, un computer, dacă se blochează ca orice calculator, băi nu, uite că poți să o conduci și dacă se dă restart la mașină. Și în momentul de față mașina e oprită, că ecranul e oprit, niciodată nu poți să oprești ecranul ăsta în timp ce mergi. Acum se aude semnalul că uite, a apărut logo. Asta înseamnă că acum practic suntem la Windows, știi? Practic acum se deschide Windows-ul. Glumesc, eu dau seama că nu are Windows. Dar acum se deschide sistemul. Practic nu se întâmplă nimica dacă mergi cu mașina și dai restart. Următorul secret sună cam așa. Multă lume se plânge la Tesla că nu are asistență în unghiul mort. Și practic nu este chiar așa. Știți că la mașinile scumpe apare un bec galben când vrei să schimbi banda, ți aprinde acolo că e cineva în unghiul tău mort și practic te ajută să nu faci un accident. Ei bine, la Tesla există într-un fel asistență în unghiul mort de la un update, s-a adăugat practic o cameră. Când dai semnal, ți se activează o cameră fix pe partea stângă unde dai semnalul. Și mai nou, poți să muți chestia asta și oriunde vrei tu, dacă vrei să o pui pe aici, dacă vrei să o pui aici, ca să ai vizibilitate. Și uite, dacă spre exemplu, dai semnal stânga și vrei să faci stânga, dai semnalul și te asiguri nu e nimeni în partea ta stângă, dacă vrei să faci dreapta, îți arată din partea dreaptă. Există asistență în unghiul mort, dar este ceva mai diferit și nu-ți piuie sau toate astea. Bine, dacă ești pe autopilot, practic îți piuie că e o mașină în dreapta și că n-ar trebui să te bagi. Un alt secret pe care probabil mulți dintre voi îl știați, este legat de deschiderea ușilor. Știți că în mod normal, ca să deschizi mașina de la Tesla, ai un buton. Apeși și deschizi ușa. Dar ce se întâmplă dacă nu ai curent? Ei bine, aici ai un mâner. Ai o deschidere de urgență în caz că se întâmplă ceva, tragi de asta și ai deschis ușa ca la o mașină normală, practic, manuală. Dar ne este atenționat aici că s-a utilizat decuplarea manuală a ușii și zice poate provoca deteriorarea ramei geamului. De asta am lăsat geamul în jos. Eu în acest video de secrete practic nu m-am aventurat în meniul de Toybox, pentru că practic meniul ăsta cam toată lumea ar trebui să-l știe, adică că poți desena în mașină, că poți merge pe Marte, că poți să creezi chiar și o piesă în timp ce ești în Tesla. Deci practic poți să creezi o piesă, ai tobe, ai pian, chitară, chitară clasică cu distors, cu toate astea și uite, poți să selectezi exact cum să dai la pian. Unele secrete vi le-am arătat și celelalte videoclipuri, precum că mașina trage și pârțuri, de toate tipurile de pârțuri. Pentru mai multe secrete vă recomand să vă uitați la episoadele anterioare când am testat alte TikTok-uri și acolo o să vedeți mai multe secrete pe care le-am arătat eu în mașină. Pentru ultimul secret trebuie să ajungem în trafic și o să vedeți imediat cum transformăm noi șoseaua în curcubeu. Ca să activezi curcubeul la volan, trebuie să fii pe o șosea unde poți să activezi autopilotul, dăm de două ori în jos și am activat autopilotul. Practic acum trebuie să tragem de două ori de mâner în jos, de mânerul din dreapta volanului. Și ia uite, s-a activat curcubeul la Tesla și practic și această melodie care nu prea înțeleg ce haz sau ce treabă are melodia asta, nu știu, e ceva în spatele, e o poveste în spatele acestui easter egg. Uite, mașina singura a frânat, că mi-a tăiat asta fața, singura a frânat, adică acum se conduce singură. Și îmi bagă ceva în cap, îmi bate în cap, nu știu care e treaba. Mergem cu mașina și avem pe hartă un curcubeu. Cât timp suntem pe autopilot, mașina se conduce singură și avem curcubeu. Cred că am acoperit cam tot ce puteam să zic pentru acest videoclip. Vă dați seama că mai sunt și alte secrete pe care le putem spune, dar lăsăm asta pentru un alt episod următor. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal, pentru că peste 60% dintre voi care s-au uitat la ultimul videoclip cu Tesla nu sunteți abonați, așa că dacă vreți să fiți la curent, apăsați pe butonul de subscribe și pe clopoțel. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Vă pup!